Peste 1000 de persoane au fost verificate de către polițiști în județul Mehedinți. Amenzile nu au lipsit nici de această dată. De asemenea, și magazinele au fost luate la bani mărunți de către forțele de ordine pentru a verifica respectarea măsurilor de protecție individuală. Pe fondul numărului crescut de îmbolnăviri cu COVID-19, oamenii legii au luat la bani mărunți atât societățile comerciale, cât și peste 1000 de mehedințeni. 45 de societăți comerciale au fost verificate de către forțele de ordine, 16 sancțiuni contravenționale au fost aplicate în acest weekend pentru nepurtarea măștii de protecție. De asemenea, în trafic au fost verificate peste 100 de mijloace de transport persoane. Activități asemănătoare vor fi desfășurate în continuare în vederea conștientizării tuturor cetățenilor privind necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială.